Apropo, chiar sunt curios. Chiar am, sunt foarte curios. Vă place Rahmani? Păcoria. E jucător bun. La mine nu. La mine nu joacă. De ce? N-ar juca la dumneavoastră? Că nu joacă la... Ce să joace la mine? Păi în locul lui Companiu, oricând joacă în locul lui Companiu, Rahman. Păi nu joacă în locul lui Companiu, oricând, să spun de ce. E pentru că aici la Companiu joacă pentru că are putere, forță, e foarte puternic. Tehnică nu prea are. Ăsta de Rahmani are doar are știință, se demarcă bine și are execuție, dar nici tehnică, nici forță n-are. Și atunci pentru ce? Nu, tehnică are domnul Becali. Cum tehnică, să zice că o are mai avansată decât Companiu. Da. Tehnică și ce înseamnă Horia? Tehnica aia înseamnă când ai mingea, când o primești, să poți să faci un șurubare sau să driblezi unul contra unul. Știe cu ea, atacat. Să vă uitați, știe cu ea, domnul Becali. Știe, bă, are tehnică. Bă, nu zic că e ca Companiu. Da. E puțin mai avansat în tehnică. Dar nu e, dar ca să-l vrei să joace, trebuie să fie mult mai tehnic. Ori e mult mai tehnic, ori e mult mai puternic. Uh-huh. Una din două. Deci la mine nu joacă el. Deci eu am nevoie de jucător ori combina, intre în combinații, ori să fie foarte puternic. Am înțeles. El Companiu joacă că e foarte puternic. În combinație el nu intră, n-ai văzut de ce e schimbat. Că nu-mi convine că nu intră în combinații. A, deci de asta, ar schimbați? Că uite, n-am știut asta, e prima oară când vă aud. De asta ar schimbați? Păi, când are nevoie echipa de altceva, sau de exemplu când intră el intră, că de ce? Că ține adversarii sus. Pentru că e foarte puternic și câștigă duelurile. Când ai nevoie să-ți câștige, că depinde de echipă. Când ai nevoie să-ți câștige duelurile, joacă Companiu. Când ai nevoie să intre în combinație să marchezi gol, trebuie să joace altcineva. Da, mă uitam. Da, vă rog. E de conjunctură Horia. Eu să spun ce e un lucru. E adevărat specialiști. Dar știi la ce? La anumite meserii care necesită un studiu al unor lucruri necunoscute și pe care trebuie să le cunoști, le studiezi, le cunoști la anumite meserii. La fotbal nu e o meserie ca să zici, domne, e secretul ăsta care nu-i studiat și nu-l cunosc. Ca atare, cel mai bine, numai dacă nu-i prea idiot, el, patronul, stăpânul vede cel mai bine ce poate slujitorii lui, ce pot slujitorii. Deci stăpânul simte cu sufletul mai bine decât cu ochiul, decât cu știința. Ai înțeles? Da. Și eu simt mult mai bine eu ca stăpân ce poate echipa mea și jucătorii mei ce pot. Pentru că nu sunt eu idiot. Care este idiot nu învață toată viața lui. Rămâne idiot toată viața lui și prost. Ai înțeles? Dar un stăpân care nu este idiot simte mai bine decât antrenorul. Iar antrenorul e adevărat. El știe să antreneze, că are tehnica antrenării și studiul antrenării. Dar așa, ca să vezi în timp, toată lumea vede fotbal. Toată lumea poate să simtă ceva un fotbalist. Chiar dacă nu e specialist. Pe când cel mai bine îl simte stăpânul. Așa cred eu.